Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan. M-am găsit la Focus, iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Greva în educație continuă, sindicaliștii au respins propunerea guvernului, vorba în mai mulți. O femeie din Slatina a fost găsită moartă în casă cu răni multiple, iar principalul suspect este chiar iubitul ei, gelozia ar fi fost mobilul crimei. Și o femeie din capitală a fost reținută după ce un an a pretins că e medic estetician. Mai multe femei care s-au lăsat pe mâna ei au ajuns mutilate la spital. Greva în educație continuă. Sindicaliștii au fost în această seară la guvern pentru negocieri, însă oferta aleșilor a fost respinsă. Angajații din teritoriu refuză și majorarea de 1000 de lei brut la salariu. Vorban mai mulți. A fost convocată o ședință de urgență pentru a se stabili limita minimă de la care se poate negocia. Conform ofertei date de guvernanți, veniturile profesorilor, dar și ale personalului nedidactic din școli ar urma să se îmbunătățească încă și mai simțitor după promulgarea noii legi a salarizării unitare. Liderii sindicali din educație au purtat o nouă rundă de negocieri la guvern, însă rezultatul a fost același. Greva continuă. Oferta guvernanților a fost de neacceptat pentru angajații din sistem. Oferta a ajuns în teritoriu, iar organizațiile noastre județene și ale municipiului București ne-au spus foarte clar că ea se respinge. Angajații din educație vor bani mai mulți, și anume 2000 de lei, dar net. Guvernul a oferit suma de 1000 de lei brut pentru cadrele didactice și 400 pentru personalul nedidactic. Oferta guvernului s-ar traduce într-un venit net suplimentar de aproximativ 600 de lei pentru profesori și de circa 250 de lei pentru personalul nedidactic. Promisiunile au fost încă și mai generoase. De la 1 ianuarie 2024, salariile profesorilor ar urma să fie majorate etapizat, conform unei noi legea salarizării unitare. Astfel, un dascăl debutant ar urma să câștige până în 2026 echivalentul unui salariu mediu net, adică 4.500 de lei. Reacția liderilor sindicale a fost fermă și la acest capitol. Liderii județeni au respins oferta, au spus că este un pas important înainte, nu sunt de acord ca lider județean cu eșalonarea pe 3 ani a măririi salariului și cu acea sumă acordată de la 1 iulie, dar au cerut, și asta i-am spus premierului, să consulte membrii sindicat, vor vedea proiectul de ordonanță mâine și decizia le aparține membrilor sindicat. Așa cum am spus-o, membrii au început greva, ei decid dacă se opresc. Așa cum la sănătate s-a găsit soluția să se dea într-o singură tranșă mărirea, așa vor și să iasă din învățământ. Deci nu sunt ceva. Noua ofertă a executivului a venit în urma unei întâlniri pe care liderii coaliției împreună cu ministrul educației Ligia Deca au avut-o cu Klaus Iohannis. Președintele le-a cerut acestora să rezolve problema grevei astfel încât mediile să fie încheiate și calendarul examenelor naționale să nu fie afectat. Profesorii din țară au continuat protestele. La Constanța, peste 1000 de dascăli au ieșit în stradă. Cât vom protesta? Atât timp cât cei care ne conduc se vor arăta în continuare aroganți și cinici. Atât timp cât nu înțeleg că este nevoie de investiții în infrastructura școlară, este nevoie de motivarea resursei umane. Cred că pentru noi cel mai important este să schimbăm percepția socială vis-a-vis de profesori, pentru că am obosit să fim umiliți, să nu fim luați în seamă, să nu contăm social. Am venit să fim, să arătăm că suntem uniți și nu cedăm până nu primim ceea ce am cerut. Știți că nu cedăm. Profesorii au fost și de această dată susținuți de elevi și de părinți. Polițiștii au avut nevoie de o singură zi de proteste ca problemele lor să se rezolve. Guvernul a găsit bani pentru salarii și toate vor crește chiar de mâine. Cu toate acestea, oamenii nu sunt mulțumiți, vor continua să ceară în stradă ca vârsta de pensionare să nu fie majorată și în cazul lor. Așadar, cutia Pandorei pare însă deschisă. Astăzi au protestat timp de câteva ore și angajații din penitenciare. În iunie se pregătesc de grevă cadrele medicale. Sindicatele din poliție au solicitat în primul rând aplicarea integrală a legii 153, lucru care se va întâmpla în prima etapă
aplicând legea 153 începând cu 1 iunie pentru tot ce înseamnă drepturi salariale, solde de grad și așa mai departe, și după rectificare, acordarea acelor sporuri care sunt cuprinse și ele în legea 153. Potrivit Grilei, polițiștii vor primi inițial 374 de lei în plus la salariu, majorare restantă încă din 2017. Din august vor exista și alte creșteri. Chiar și așa, polițiștii vor continua protestele. Sunt nemulțumiți că vârsta de pensionare a celor din sistem ar urma să crească la 65 de ani. Proteste sunt și rândul polițiștilor din penitenciare. La Galați, angajați închisorii au ieșit în fața instituției de la 6 dimineața. Timp de 4 ore, niciunul dintre ei nu a intrat la lucru. Numărul de ore suplimentare este enorm. Toți colegii noștri sunt surescitați, întrebuind să îndeplinească câte 2, 3 până la 4 funcții. Iar acum sperăm să tragem un semnal de alarmă, efectuarea apelului nu se va face. Toți deținuții vor rămâne pe cameră, în afara celor care îi vom prezenta pentru măsura arestului preventiv. În rest, toate activitățile sunt blocate. Pe lângă lipsa personalului, angajații se mai plâng și de salariile mici, dar și de planul guvernului de a mări vârsta de pensionare. Sunt indignați de faptul că sunt mințiți în mod constant. Din 2017 ni s-a promis o lege a salarizării care nici în momentul de față nu este aplicată în integralitate. Suntem mințiți de ceva vreme în privința legii pensiei militare. Ni s-a promis că nu se vor face modificări asupra acestei pensii și constatăm că sunt depuse în Parlament amendamente privind aceste modificări, atât creșterea vârstei de pensionare. Situația este aceeași în toate penitenciarele din țară. Din cauza protestului au fost anulate toate vizitele, plimbările deținuților, dar și prezentările acestora în instanță. Cei care au acumulat ore suplimentare nu mai doresc să intre în serviciu, deoarece nu ne sunt respectate drepturile. Toate se scumpesc, noi rămânem cu aceiași bani, că practic nu sunt fonduri. 27 de ani în sistemul penitenciar. Am ieșit astăzi să tragem un semnal de alarmă conducerii penitenciarului Galați. Au fost ultima perioadă foarte multe discuții despre ieșirea la pensie, modificări, care noi nu suntem de acord, având în vedere situația și starea noastră după ieșirea la pensie, ritmul de viață, stresul penitenciar, bolile pe care le acumulăm. La nivelul întregii țări ar fi trebuit să fie în sistem aproximativ 20.000 de polițiști în penitenciare. Numărul acestora nu depășește însă 12.000. Dacă revendicările nu le sunt ascultate, angajații penitenciarelor spun că vor bloca activitatea pentru cel puțin 4 zile consecutiv. Tensiunile continuă în Kosovo, Sârbii au ieșit din nou în stradă, iar NATO trimite de urgență al 700 de soldați în zonă, ce spune secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, aflați imediat în jurnal. O femeie de doar 28 de ani din Slatina și-a găsit sfârșitul sub furia propriului iubit. În timpul unui episod de gelozie, acesta a înjunghiat-o. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Femeia și-a găsit sfârșitul în acest apartament din Slatina, unde locuia împreună cu iubitul ei. În timpul unei discuții aprinse, bărbatul și-a ieșit din minți, a pus mâna pe un cuțit și a omorât-o pe femeia de 28 de ani. Vecinii povestesc că între cei doi certurile erau la ordinea zilei. Un an și ceva de când a murit soția lui. De când a murit soția lui, era tot razna. Am început să bea acum o săptămână. Am început să dea în ea, a plecat, iar a venit, iar s-a împăcat, mereu. Și ce am auzit și noi de la toată lumea, că i-a promis că o omoară. Certau să avea o gură multă, păi i-a zis că o omoară. Că ea a fost plecată cu fratii în altă țară și a zis că nu se lasă până nu o omoară. Ce n-ai mai căuta aici? Să certau mereu. Și acum tremur și mă gândesc ce sânge rece ca să faci și așa e ceva. Și făceau, într-adevăr, făceau scandaluri des. Cuprins de remușcări, bărbatul a ieșit în stradă și a mărturisit fapta comisă. La fața locului a ajuns de urgență un echipaj medical. Victima unei agresiuni cu multiple leziuni, unele dintre ele incompatibile. De asemenea, a fost identificat și un bărbat în vârstă de 51 de ani din municipiul Slatina, bănuit de comiterea infracțiunii, care în prezent se află în custodia polițiștilor. Cazul a fost preluat de parchet. Femeia de 28 de ani era mama unui copil de 7 ani. Dacă sunteți victimele violenței domestice sau vreți să semnalați un astfel de caz, puteți apela numărul de urgență afișat pe ecran.
A fost potop la Arad, o ploaie de doar jumătate de oră a inundat majoritatea străzilor din oraș. Mai multe mașini au rămas blocate pe străzi, iar apa aproape că le depășea geamurile. Vântul puternic a doborât mai mulți copaci care au blocat șoselele, însă cele mai grave probleme au fost în zonele în care canalizarea nu a mai făcut față. Pompierii și cei de la Apă Canal au intervenit și au încercat să rezolve problemele, însă misiunea le-a fost dificilă. Accident grav astăzi la o carieră de piatră din Argeș. Doi muncitori au fost surprinși sub un mal de pământ surpat peste ei. Unul dintre bărbați se afla într-un excavator în acel moment, iar celălalt în apropiere. Amândoi au rămas captivi, iar echipele de intervenție sosite de urgență la fața locului cu greu au reușit să-i salveze. Unul dintre bărbați era inconștient și a fost transportat cu un elicopter la spitalul din Curtea de Argeș, iar al doilea a fost scos de sub excavator și tot pe calea aerului a fost dus la spitalul din Pitești. La cariera de piatră au ajuns polițiștii și inspectorii de la muncă. S-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și pentru nerespectarea condițiilor de muncă. O tânără din capitală a ajuns pe mâna poliției după ce mai bine de un an s-ar fi dat drept medic estetician. A fost depistată după ce mai multe femei au ajuns la spital. Așa zisul medic le injecta acid hialuronic în buze și ar fi avut câte 3 intervenții pe zi care țin de medicina estetică. Cabinetul artizanal de chirurgie estetică, unde au descins polițiștii, era situat pe arteră intens circulată din sectorul 4 al capitalei. Aici, o tânără de 23 de ani oferea intervenții estetice la prețuri modice. Își găsea clientele pe rețelele sociale și pentru 600 de lei le injecta acid hialuronic. În momentul în care au intervenit oamenii legii, pe masa de operație se afla o tânără de 18 ani. Polițiștii secției 26 au efectuat o percheziție domiciliară în București, într-un dosar în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de exercitare a unei meserii fără drept și vătămare corporală din culpă. În fapt, din anul 2022 până în prezent, o femeie ar fi efectuat mai multe intervenții de natură estetică asupra mai multor persoane. Multe dintre femeile care au suferit intervențiile de înfrumusețare s-au confruntat ulterior cu probleme de sănătate. Câteva dintre ele au reclamat întâmplările și la poliție. În acest moment, femeia suspectată că se dădea drept medic estetician a fost reținută pentru 24 de ore. NATO trimite de urgență încă 700 de militari în Kosovo. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice spune că trebuie să ia măsuri prudente, în așa fel încât trupele KFOR să dispună de toate forțele necesare și să fie restabilit calmul în Kosovo. În ultimele zile, în urma protestelor, 30 de militari ai forțelor KFOR au fost răniți. Tensiunile continuă în Kosovo. Sârbia a ieșit din nou în stradă. De această dată, protestatarii s-au adunat în fața primăriei Zvețan. Instituția este însă păzită de zeci de soldați ai trupelor KFOR. Militarii NATO au creat o adevărată fortăreață în jurul sediului și au îngrădit totul cu sârmă ghimpată. Protestatarii au întins un steag sârbesc lung de peste 200 de metri care se întinde din centrul orașului până la primărie. Un polițist din Serbia care ar lucra la o secție din orașul Rudare a fost sinuat în timp ce lovea cu bastonul din dotare în forțele de ordine. Imaginile au fost făcute publice de un diplomat din Kosovo. Din momentul în care a început conflictul între etnicii sârbi și cei albanezi, cel puțin 30 de militari NATO au fost răniți. Din trupele KFOR fac parte 3800 de militari din 27 de țări, inclusiv din România. România are dislocate în această misiune aproximativ de 70 de militari care îndeplinesc preponderent sarcini de patrulare, monitorizare și escortare și protecție. Ca să întărească trupele de apărare, NATO a trimis în Kosovo încă 700 de militari. Recent tensions are of course concerning. I call on all sides to step away from confrontation and to take measures to restore calm. Oficialii din Kosovo susțin că liderii belgradeni din anturajul președintelui Serbiei Vučić au fost infiltrați pentru a provoca haos. Poslednji put ponavljam i molim međunarodnu zajednicu da urazumi Albina Kurtija
da ga urazume, da ga ne urazumljuju besmislenim saopštenjima. I fundamentally disagree with this draft statute because it is a direct consequence of an ardent desire for Republica Srpska in Kosovo. Protestatarii spun că și în zilele următoare vor ieși în stradă. Serbs do not have problem with Albanians. We are facing the problem with the regime of Albin Kurti, who is doing everything to make chaos here and to create chaos for Serbs, Albanians and all others. Violențele din Kosovo au început săptămâna trecută după ce conducerea etnică albaneză a trimis forțe de securitate înarmate să preia controlul asupra clădirilor municipale ale orașelor cu majoritate sârbă, acolo unde alegerile au fost câștigate de candidați kosovari. Conflictul a pornit în 1990, dar aceasta este cea mai recentă escaladare a disputelor. Un nou contraatac al Ucrainei, regiunea Luhansk, anexată ilegal de Rusia, a fost bombardată masiv. Cel puțin 5 civili au murit, iar alți 19 au fost răniți. Rusia face noi acuzații și dă vina pe ucraineni pentru cele mai recente lovituri pe teritoriul ei, dar arată cu degetul și spre Washington pentru atacul cu dronă de la Moscova. Tot în Rusia, două rafinerii au fost bombardate. Patru civili au fost răniți în urma unui atac ucrainean care a avut loc la Belgorod în Rusia. Blocuri, case, dar și o școală au fost ținta rachetelor HIMARS. Regiunea care se află la granița cu Ucraina a fost vizată în mod repetat de bombardamentele acestora, precum și de incursiuni ale unor grupări paramilitare anti-Kremlin. Atacurile ucrainene s-au intensificat în ultimele săptămâni. Kievul ar fi început mult așteptata contraofensivă pentru a-și recupera teritoriile ocupate de ruși. Șeful diplomației britanice susține că Ucraina are dreptul să lovească ținte pe teritoriul rus în scop de autoapărare. Atacul cu drone asupra Moscovei, primul de la începutul războiului pe care Vladimir Putin l-a clasificat drept terorist, nu rămâne fără urmări. Rusia acuză Washingtonul că îi încurajează pe ucraineni să atace. Kievul neagă însă orice implicare și spune că dronele nu au cum să ajungă până la Moscova. Ви знаєте, ми ж втягуємося в еру іскусственного інтелекту. Возможно, не всі дрони, ще раз подчеркую, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть вернутися к своїм создателям і соответствующим образом задати вопроси. А зачем ви нас відправляєте по дітям України, по Києву і так далі і тому подобне? Și analiștii спун, că acuzațiile fac parte din propaganda prin care Kremlinul încearcă să sperie populația pentru a o determina să sprijine invazia din Ucraina. Între timp, două rafinării au fost atacate în Rusia. La primele orele dimineții, un incendiu a izbucnit la rafineria de petrol din Krasnodar, însă nu au fost raportate victime. Câteva ore mai târziu, în apropiere, o altă a luat foc după ce resturile unei drone s-au prăbușit peste ea. Războiul continuă și pe frontul diplomatic. Președintele Ucrainei și președintele Rusiei vor vizita curând Turcia. Putin va fi primul oaspete al lui Erdogan. La scurt timp, la Ankara va sosi și Zelenski. Întâlnirile vor avea loc după investirea președintelui turc programată pe 3 iunie. Un șofer de tir din România a fost prins de polițiștii germani în timp ce transporta ilegal un tank. Mașina de luptă a fost descoperită în momentul unui control în trafic pe autostradă din Germania. În acte, remorca transporta schele pentru construcții. Spre surpriza polițiștilor, aceștia au descoperit un tank care, în loc de țeavă de tun, avea montat un braț de excavator. Tankul nu este pentru uz de luptă, ci a fost cel mai probabil recuperat pentru lucrări de infrastructură, dar a fost confiscat de polițiști. Aceștia i-au interzis și șoferului să-și continuă drumul spre țară, așa că românul este obligat pentru moment să locuiască în cabina tirului său. E haos la Galați. Pontonul folosit de șofer pentru urcarea pe bac s-a scufundat din cauza ploilor torențiale din ultimele zile. Debitul Dunării a crescut alarmant. Autoritățile locale au adus o macara plutitoare ca să ridice construcția de aproximativ 35 de tone. Atât de mult a crescut Dunărea în ultimele zile încât toți șoferii care urmau să ajungă pe bac erau nevoiți să treacă cu mașina prin apă. Cum situația nu părea să se schimbe, autoritățile au decis să închidă circulația și cu o macara plutitoare au ridicat pontonul. Dunărea va crește în continuare și destul de repede, undeva la 50 de centimetri în următoarele două zile. Suntem nevoiți să mutăm pentru a nu mai trece autovehiculele prin apă. O să dureze cam 6 ore dacă totul decurge normal și reușim să ne mișcăm repede. După ce terminăm la Galați, trecem și în punctul Icebrătianu, că e aceeași situație și acolo. Închiderea circulației cu bacul a creat însă haos printre șoferi. Cu toții au făcut cale întoarsă. La ora 3 cel puțin e timpul total. La vreme. Aici e echipa. Vreau să vă duceți la Tulcea? Da, merg până la Brăila acesta. Mai mult.
înconjurați ceva? Trebuie să ajung neapărat. Unde trebuie să ajungeți? La Tulcea. Și nu Tulcea știați că... Loc, N-am știut că n-am avut timp, ați venit din curță și... Și acum ce faceți? O luăm pe la Brăila. Mai faceți un ocol? Asta-i situația. Avem nevoie să trecem la Tulcea, să ajungem la Tulcea. Le ducem la Brăila, asta e treaba. Așteptăm să-i drumul la pot, sper că o să fie mai bine. For me problem, because, look, I lose time, and now my time limit, because it's actually have ferry every 3 hours, not every 30 minutes. For me needs to sit in 12 o'clock. And what are you I have doing? Limit time now. What are you doing now? Now I go to Brăila. În urma măsurătorilor făcute, autoritățile locale se așteaptă ca în următoarele zile Dunărea să atingă cota de atenție de 600 de centimetri. Deocamdată fluviul măsoară 478 de centimetri, iar circulația cu bacul se desfășoară în condiții normale. În câteva din instituțiile cheie din domeniul economic s-a dat deja startul rotativei. Fiscul, Vama și Agenția pentru Resurse Minerale au șef noi. Mutările de cadre au avut loc în contextul în care executivul a constatat că bugetul țării a fost croit greșit, iar gaura de încasări e estimată la 20 de miliarde de lei. După demisia lui Lucian Hăiu, ANAF are deja un nou președinte. În locul său a fost numită Nicoleta Cârciumaru. Un episod similar a avut loc și la Agenția pentru Resurse Minerale. Directorul Sorin Gal și-a dat demisia și a fost înlocuit de Ion Cupa. Și în Vâmea a început curățenia. Bogdan Lari Mihei a fost demis direct de premierul Ciucă. Curățenile din instituțiile cheie din economie au loc pe fondul unui uriaș deficit la bugetul de stat, estimat la 20 de miliarde de lei. Veniturile sunt calculate ca procent din PIB. Și atunci dacă tu vii cu un PIB din ăsta super optimist, pe care nu prea poate să-l conteste nimeni, fiind un PIB estimat, imediat apare și o estimare oarecum eronată a veniturilor. Consultanții fiscali spun că aceste venituri au fost prognozate greșit. În plus, economia românească se confruntă cu o problemă specifică anilor 90, explozia arieratelor. Dacă sunt în continuare introduse la venituri sigure arieratele companiilor de stat și dacă au fost introduse, de ce au fost introduse și de ce s-a mizat pe aceste arierate ale companiilor de stat, sigur că vedem în momentul de față și ajustări puternice pe zona sectorului de energie, care este dominat de stat și din care statul încasa direct și indirect o sumedenie de bani. Față de anul trecut, prețurile pentru gaze naturale și energie electrică au scăzut considerabil. Vestea nu este însă bună pentru stat, care își vede astfel diminuate veniturile. Aceste diminuări ale veniturilor se datorează și diminuării puternice a prețurilor din energie. Dar aș mai adăug un element important. Creșterile de preț care au fost anul trecut au venit la pachet cu închiderea unor companii. Companiile care s-au închis, din păcate, au fost în general companiile care pun valoare. Analiștii economici sunt sceptici cu privire la redresarea rapidă a finanțelor publice. Simpla schimbare a șefilor de instituții nu va putea genera o sporire a colectării și implicit bani în plus la buget. În plin sezon, legumele și fructele românești continuă să se scumpească, iar prețul va crește de la o lună la alta, spun specialiștii. Chiar dacă pe hârtie inflația așa mai temperat avansul, nu e suficient cât să se reflecte în prețuri mai mici pentru produsele alimentare. Economiștii explică fenomenul aparent paradoxal. Ieftinirea energiei din ultima perioadă nu a condus la o scădere a prețurilor produselor agricole. Fermierii explică de ce fructele și legumele românești vor rămâne scumpe tot anul. Că au crescut costurile la înființarea culturii. Roșia, tomata nu va scade decât la 8 lei, 10 lei, cea mai ieftină tomată. Categoria legume lasă de dorit pentru că România astăzi nu are decât 40.000 de hectare de legume. În plus, legumele turcești care anii trecuți invadau piața românească vor fi tot mai rare. Producătorii din Anatolia au găsit în Federația Rusă o piață care înghite cantități uriașe la prețuri mai atractive. Mai nou, Turcia nu cred că va mai traversa cu marfă către România, pentru că există o cerere mare către piața Rusiei, nu este nimic de ascuns. Ucraina, care la fel ea traversează o perioadă foarte critică și va trebui alimentată cu produse. Marii perdanții acestei noi realități geopolitice rămân consumatorii. Au crescut foarte mult, piața s-a golit. Și ca atare suferim. Trebuie să ne calculăm fiecare ban și așa reușim să ne descurcăm, altfel n-ai. Este greu, se scumpește mereu și na, omul din ce în ce ia mai puțin, mult mai puțin. Tendința scumpirii alimentelor se anunță una pe termen lung. Nivelul general al prețurilor va continua să crească pentru că firmele și-au ajustat
treptat prețurile în funcție de creșterile de costuri, de salarii, de materii prime. De exemplu, salariile vor continua să crească și salariile în România vor continua să crească întotdeauna, an de an. Asta înseamnă costuri pentru firme. Ce se poate întâmpla în România este să încheiem acest an cu o creștere generală a prețurilor undeva în jur de 8%, anul viitor să fie și mai mică, însă nu cred că vom mai trăi prea curând experiența anilor 2015-2016, când am avut deflație. Potrivit Institutului Național de Statistică, în aprilie inflația și-a temperat creșterea până la un nivel de 11,2%. Peste 20.000 de clădiri din capitală vor fi evaluate din punct de vedere seismic. Sunt imobile care au fost construite înainte de 1977, iar până acum n-au trecut prin nicio expertiză. Vrem să prevenim, spun în cor primarii de sector. Vorbind de 20.252 de blocuri cu cel puțin 3 etaje, care au fost construite înainte de cutremurul din 77. Inițial, acestea vor trece printr-o evaluare vizuală rapidă. Practic, este un instrument care nu încadrează imobilele într-o clasă de risc seismic, ci le scorează din perspectiva priorității. După ce vom avea această evaluare vizuală rapidă, vom avea un plan concret care ne va permite să decidem care sunt imobilele care intră în expertiză și apoi în consolidare și care nu. Vorbim despre un pas care se face anterior expertizării. Da? Este un pas prin care prioritizăm ce anume urmează să expertizăm. Putem să evaluăm, dacă vreți, în masă clădiri, evident cu un grad de certitudine puțin mai scăzut, dar lumea trebuie să înțeleagă că această evaluare vizuală rapidă nu înlocuiește expertizarea tehnică, ci e doar un pas preliminar. Concret, echipe de specialiști vor merge pe teren și din exteriorul clădirilor vor face constatările de rigoare. Cele mai multe se găsesc în sectorul 5. Probleme sunt în primul rând în partea centrală, unde există clădiri din perioada interbelică sau chiar antebelică, și în mai multe cartiere cu care s-a început construirea de blocuri în perioada comunistă. Cartierul Rahova se află printre zonele din București în care, în cazul unui cutremur mai puternic, mai multe locuințe pur și simplu s-ar prăbuși. Sunt sute de blocuri aici cu bulină roșie. De asemenea, vorbim și de aproximativ 30 de clădiri care încă nu au fost evaluate seismic. Și sectorul 2 are aproape 4.000 de clădiri neexpertizate. În urma inspecției vizuale, unele clădiri, foarte probabil din cele 3.900, va reieși că nu au nevoie de consolidare, dar este important să facem această inspecție vizuală care este destul de rapidă pentru a putea să le filtrăm pe cele care au nevoie de expertiză mai amănunțită. Unele dintre ele este foarte posibil să fi fost deja consolidate, pentru că proprietarii pot să le fi consolidat deja. În sectorul 2 sunt 3.938 de clădiri care nu au fost evaluate seismic. Cele mai multe sunt chiar aici pe strada Armenească. De altfel, tot aici sunt și cele mai multe clădiri care au fost deja încadrate în gradul 1 de risc seismic. Deci și aceea și asta și cea de pe coș de pe Seminunei, da, sunt cu bulina. Trebuia să intrăm de mult în consolidare, dar în fiecare an au amânat. Evaluarea vizuală rapidă ar trebui să înceapă din luna septembrie. Până acum, în București sunt 2.500 de clădiri încadrate în clase de urgență sau de risc seismic 1. După aceste evaluări, numărul este posibil să se majoreze considerabil. Ministerul de Interne și-a deschis porțile pentru copii și le-a dat șansa să devină polițiști, jandarmi sau pompieri. Cu zi înainte de 1 iunie, micii curioși au explorat echipamentele de intervenție, au învățat cum să salveze vieți și au putut vizita chiar și birourile instituției. Unul dintre copii a fost ales chiar să ocupe funcția de ministru de interne pentru o zi. Astăzi dați-mi voie să vă fac polițist junior din partea Inspectoratului General al Poliției Române și pe celălalt mic, imediat. Poliție de gardă! Hei! Hei! Bravo, foarte bine! Dacă mă uit bine la tine, tu ai o cască de pompier și ești o motocicletă de poliție. Cum se poate așa ceva? Hai să tragem de sfoară! Hai să vedem dacă putem să-l învingem! Haide, toată lumea, toată lumea! Ce-ți place cel mai mult din ce ai văzut azi? Mașina de poliție, elicopterul și caii. Tare, ce vă spune? E distractiv să te joci aici cu ea și să faci toate chestiile. E distractiv. Chiar mi-ar plăcea să fiu jandarm. De ce tocmai jandarm? Nu știu, îmi place mie așa, că îi văd costumați. Aș vrea jandarm. Aș fi un supereu. Și aș ajuta oamenii, ceea ce-mi place. Cred că ziua de astăzi,
care tu ai îndeplinit această înaltă demnitate, ministru pentru o zi, ministru al afacerilor interne pentru o zi, te va ajuta. Interacțiunea cu atâtor cadre mei aici și atâtor oameni este copleșitor, foarte frumos, nu am ce să schimb. În cele 45 de parcuri din capitală administrate de primărie sunt 40 de locuri de joacă, însă doar două îndeplinesc standardele de siguranță. Celelalte, adevărate capcane pentru cei mici, așteaptă reparații. Pe hârtie, locurile de joacă neconforme sunt închise. În realitate, ele sunt pline de bunici, mame și copii. Un material din campania Focus pe ei. Cetățenii, pe bună dreptate, nu mai au răbdare ca lucrurile să se întâmple. Dar ele se vor întâmpla, numai că, din păcate, la stat se întâmplă mai asta greu. În privat suntem acționarii unei firme și împreună cu conducerea firmei putem să hotărâm să achiziționăm un loc de joacă în 24 de ore. Din păcate, diferența între privat și stat este de câteva luni până la un an de când ai ideea. La stat vreau să facem asta începând de azi, înseamnă că terminăm cu hârtiile peste 3 luni minim sau peste 12 luni sau peste 18 luni. Ce am învățat până acum? Că la stat nu e ca la privat. Asta este ce am auzit și vom auzi mereu în discuția cu autoritățile. Când sunt întrebate cât durează, de ce durează atât, când interesul public va conta, răspunsul a venit și e simplu. Am să vă fac o promisiune. Până la finalul lui 2024, toate cele 40 de locuri de joacă vor fi fie reparate cu reparațiile capitale, fie vor fi amplasamente în care locurile de joacă sunt schimbate. Până la urmă, de ce suntem unde suntem? Bugetul din spatele ALPAB-ului în ultimii 10 ani a fost un buget de supraviețuire. Spre deosebire de bugetele ADP-urilor de sector, care au permis mentenanță și investiții în parcurile care sunt de mai mici dimensiuni și care aparțin de sectoare. Așa se explică de ce parcuri precum Alexandru Ioan Cuza, Moghioroș sau chiar Bazilescu sunt date drept exemple de bună practică. Primăriile de sector au avut banii necesari pentru a interveni și îmbunătăți. Un lucru e cert, tot despre stat vorbim, nu de privat. Soluția pe care noi am adoptat-o ca instituție publică a fost să contractăm prin achiziție publică pe o parte din locurile de joacă unde am identificat că se mai fabrică piese la fel. Pentru celelalte, scoatem în toate piesele locului de joacă din amplasament și refacem cu totul. Asta trebuie să facem după 10 ani sau chiar 12 ani. Reparațiile parcă nu mai pot fi o soluție după atât de mult timp. Timp în care nu s-a întâmplat mai nimic. Mentenanța aproape că a lipsit și achiziționarea de noi elemente a fost practic inexistentă. Asta a dus în momentul de față la o situație în care mobilierul urban, locurile de joacă, care sunt toate făcute acum 10 ani și care nu au fost reparate la timp, să fie ca un bolnav care vine pentru prima oară la medic, într-o stare foarte deteriorată și pe care trebuie să-l aduci în primă fază pe linia de plutire. De fapt, locurile despre care facem vorbire sunt închise. Nimeni nu ar trebui să intre să le folosească. Dar spune tu asta unui părinte care are copilul acasă pentru că e grevă și vremea e frumoasă. Unde să mergi cu el dacă nu la joacă? Ceea ce am făcut eu nu este recomandat. Pe de o parte, n-am vârsta necesară pentru acest tobogan. Pe de altă parte, aceste locuri de joacă sunt închise. De ce sunt închise? Pentru că ele trebuie reparate. Au nevoie de foarte multe investiții, e nevoie de licitații, e nevoie de foarte multă birocrație ca aceste locuri de joacă să arate așa cum ar trebui. Speranța este pentru 2024. Așteptăm 2024. Cum arată normalitatea? Ce ne dorim? Dorim să avem o îngrijire a vegetației normală. Ne dorim să avem niște bănci și niște coșuri de gunoi care să nu fie sparte, care să nu arate a fund de Africa. Ne dorim niște locuri de joacă
pentru copiii noștri, în care să ne simțim în siguranță și să putem să stăm pe bancă și să nu stăm lângă ei, să ne fie frică că o să pățească ceva. De mâine începe o mini-vacanță de vară. Sunt 5 zile libere care cuprind 1 iunie și sărbătoarea de Rusalii. Oamenii vor să evadeze natură și au făcut rezervări din timp. În Bucovina, peste 80% dintre locurile de cazare sunt deja ocupate, iar șanse mai multe ar fi în Transilvania, în mărginimea Sibiului, unde ar mai fi câteva camere libere la hoteluri sau pensiuni. La o pensiune de 4 margarete din satul Cisnădioara, de lângă Sibiu, toate cele 17 camere sunt pregătite pentru turiștii care vor petrece mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie. Locația are restaurant, terenuri de fotbal, tenis, mini-golf, dar și locuri de joacă pentru copii. Facilitățile pe care această locație le oferă sunt aer, natură, sănătate pură. Prețul unei nopți de cazare pornește de la 280 de lei de persoană cu mic dejun opțional, iar recomandarea șefului bucătar este ștrudelul făcut din merele culese din propria livadă. Mai exact, specialitatea casei. Un ștrudel cu mere, cu sos de vanilie, zahăr, pudră. Ne face o deosebită plăcere să mâncăm aici. Am mai venit și de alte dăți, nu-i prima dată când venim. Ne simțim bine, totul este minunat, atmosfera plăcută, vremea este minunată. Turiștii își pot plăti șederea și cu vouchere de vacanță, iar administratorii s-au gândit și la cei mici. Și vom oferi servicii pentru ziua de 1 iunie copiilor, în aer liber și evenimente live cooking. Specialiștii în turism sunt convinși că în această mini-vacanță, zona Sibiului va avea toate locurile de cazare ocupate. La mare căutare sunt și pensiunile din Bucovina, unde turiștii sunt de fiecare dată răsfățați. De obicei facem un aperitiv cu urdă, caș, brânză. Facem de obicei salam de asta făcut de casă, cârnați, ca un aperitiv. După aceea facem următorul fel, o ciorbă, o supă de găină sau o ciorbă de văcuță. Nu doar gastronomia specifică Bucovina este punctul de atracție al acestei pensiuni, ci și degustările de vin. Prețul pentru o noapte în această locație este de 500 de lei pe cameră. Avem una din surprize, masa festivă, ca să zic așa, cu muzică live, muzică tradițională, se va desfășura în cramă, unde se va putea consuma mai multe, se vor putea consuma mai multe soiuri de vinuri. În stațiunea turistică Câmpul Lung Moldovenesc, rezervările au fost făcute din timp. Toate camerele sunt ocupate încă de acum 2 luni. Aici prețurile pot ajunge și la 730 de lei pe noapte. Ca și facilitate avem piscină interioară, piscină exterioară în sezon. În zona de spa avem 4 saune, umedă sărată, saună cu infraroșu și saună uscată. Avem sală de fitness, teren exterior de fotbal și de tenis. În Țara Dornelor, gradul de ocupare depășește 90%. La fel e și la Gura Humorului sau Câmpul Lung Moldovenesc. Al Pacino va deveni din nou tată la 83 de ani. Actorul american, a cărui iubită are 29 de ani, așteaptă al patrulea copil. Moda paternității la vârste tot mai înaintate e deja patentată între vedete. Recent, Robert De Niro a anunțat că a devenit tată. E însă cu 4 ani mai tânăr ca Pacino. Campion absolut e Julio Iglesias. El a conceput al patrulea copil după ce a împlinit 90 de ani. Al Pacino și Nor formează un cuplu de mai bine de 2 ani, iar diferența de vârstă de 54 de ani nu pare să fie o problemă pentru ei. Tânăra este însărcinată în 8 luni. Al Pacino, care a împlinit în aprilie 83 de ani, mai are 3 copii. De altfel, partenerul său de platou, Robert De Niro, a devenit și el recent tată. La 79 de ani este părinte pentru a 7-a oară. Viața sa de familie nu a fost însă lipsită de provocări. Unul dintre fiii săi suferă de autism. I realized how important it is for children to appreciate the things that your parents did, if they want to share them with you. I've been affected personally. My son has autism, and I love my child more than anything. Wouldn't change him,
but it's still his life has been altered forever. Robert De Niro are și patru nepoți de la copii mai mari, Drena, în vârstă de 51 de ani și Rafael de 46 de ani. Tați cu vârstă de bunici sunt și Clint Eastwood, Bernie Eccleston, Rob Stewart și Alec Baldwin. Campion absolut e Julio Iglesias senior. La 90 de ani, ginecologul spaniol, tatăl cântărețului Julio Iglesias și bunicul lui Enrique Iglesias, a devenit din nou părinte. Are program la spa fără limită și răsfățul suprem este în propriul jacuzzi pe care singur îl controlează. Ursul Panda Doban ne oferă imediat după publicitate o lecție perfectă de relaxare. Rămâneți cu noi, vă aștept! O zi cu temperaturi ridicate este uneori greu de suportat pentru noi oamenii, dar mai ales pentru un panda uriaș și blănos care adoră să stea la soare. Așa că nimic nu poate fi mai reconfortant decât o baie cu efect de jacuzzi. Ursul Doban a savurat pe deplin bălăceala, iar imaginile sunt un deliciu. Doban s-a născut în iulie 2020 la Centrul de Conservare și Cercetare pentru Panda Uriaș din China. Postul Prima TV emite prezenta dezmințire cu privire la informațiile transmise în cadrul știrilor despre parcul Iore. Astfel, având în vedere documentele transmise de către proprietarul terenului, decizia numărul 1980 și decizia numărul 2377, instanța de judecată decide că terenul la care se face referire conform PUG al municipiului București nu face parte din suprafața parcului și este amplasat cu destinația curți și construcții. În legătură cu materialele difuzate de Prima TV în edițiile Focus din data de 25 și 26 martie, în care se făcea referire la eforturile bucureștinilor de a salva parcul Iore, revenim cu următoarele precizări. 1. Numele proprietarului terenului a fost precizat în mod eronat în cele două știri. 2. Potrivit notificării primite de Prima TV, proprietarul a fost pus în posesia imobilului precizat în știrile Focus printr-o decizie a instanței de judecată. 3. Situația urbanistică și peisagistică a proprietății este cu destinația construcțiilor și nu face parte din parcul Iore. 4. Proprietarul nu deține, așa cum eronat a fost prezentat în știrile Focus, în proprietate parte din parcul Iore. 5. Suprafața de teren prezentată în reportaje se află în apropierea parcului Iore și este conform PUG situată în zona CB3 poliurban principal, destinația construcțiilor. 6. Proprietatea nu este considerată domeniu public sau spațiu verde. Și 7. Potrivit deciziei Curții de Apel București, respectiva suprafață nu făcea parte dintr-un parc public. Era liber, neocupat, atât anterior retrocedării, cât și după deciziile instanței. Iar aceste decizii pot fi consultate și pe primanews.ro. Schimbăm registrul și vorbim acum despre vreme. Cu toate informațiile vine colega mea, Georgia Pietreanu. Bună seara, Georgia, te ascultăm. Bună seara, Ioana, bun găsit tuturor. Mergem în Europa, apoi vă spun cum va fi vremea și în țara noastră. În zonele învecinate bazinului Mării Mediterane, atmosfera va fi schimbătoare, cu înorări, averse și descărcări electrice. În jumătatea de nord o să bată vântul. În est cresc valorile termice, în timp ce în rest nu se modifică simțitor. La Chișinău se anunță vreme frumoasă, cu soare și 26 de grade. La amiază, apoi iată, va fi și mai cald, în jur de 28 de grade. De sâmbătă, temperatura va fi în scădere spre 22 de grade și spre seară sunt anunțate ploi slabe. În țara noastră a venit vara, dar cred că ați simțit asta deja. Mâine valorile termice se vor încadra între 21 și 30 de grade, dar vor mai fi câteva reprize de ploi torențiale prin Crișana, Transilvania, la munte. Pe spații mici se vor aduna peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Vreme instabilă așteptăm și în Banat și Maramureș, cel mai probabil în a doua parte a zilei. În capitală să vă îmbrăcați subțire mâine și poi mâine, pentru că rămâne cald, vor fi în jur de 29, poate chiar 30 de grade. Sâmbătă temperatura mai coboară ușor față de zilele anterioare, până pe la 27 de grade, dar rămânem cu vreme caldă, însă se va instala atmosfera capricioasă. După amiaza și seara cresc șansele de averse cu tunete și fulgere. La munte vremea va fi caldă, dar schimbătoare, se va nora, vor cădea averse însoțite de descărcări electrice, o să bată și vântul, mai ales în timpul ploilor. La Sinaia și la Predeal, iată, vor fi în jur de 16 grade. Pe litoral, vremea va fi în general frumoasă,
frumoasă și caldă se va nura pe la orele amiezii și tot atunci ar putea să apară ploi de scurtă durată, tunete și fulgere. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 27 de grade, iar apa mării va avea până spre 20, poate chiar 22 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. O seară frumoasă tuturor! La revedere! Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici, o noapte liniștită. Aveți grijă de voi!